Este minunat în acest timp noi să avem posibilitatea să spunem acest adevăr cu îndrăzneală și nu se uite oamenii cu ochii mașcați. Și când spui la Crăciun asta, oamenii zic și cu tine Crăciunul. Dar acum putem să spun, Hristos a înviat și toți, da, că adevărat a înviat, așa e plăcut, nu? Dar noi știm că adevărul ăsta este mereu valabil, putem să o spunem orice zi, da? Oamenii nu ne pot răspunde, că au și ei conceptele lor, dar noi o putem face. Și haideți să o facem în timpul acesta cât oamenii sunt deschiși, să o facem cu îndrăzneală mereu și cu glas tare. Să ne mărturisim credința noastră. Astăzi noi continuăm tema Duhului Sfânt. Și dați-mi voie la început să apreciez pe cei care se uită la noi prin intermediul online. Bine ați venit cu noi împreună, apreciem că sunteți cu noi împreună, cei care veți privi prin televizor și sunteți în părțile componente. Noi ne bucurăm că putem să fim nu doar cei care suntem în sala aceasta, ci mulți alții, chiar în toată lumea, posibil că se uită de la noi din toată lumea. Stând acolo pe scaun și cântând laude Domnului, mă gândeam, uite, noi o să avem tema Duhul Sfânt. Și mă gândeam, dar Duhul Sfânt este aici. Cel care nu crezi chiar că El este aici, vreau să spun, El este aici. El este în mijlocul nostru. El este în noi, mai ales cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt în plinătate. El este acela care este la lucru acum, chiar dacă nu-ți vine a crede, chiar dacă poate mai pui la îndoială că poate nu eu trebuie să spun asta, poate trebuie altcineva să spun. Nu contează! Care... Duhul Sfânt este aici. Și știți ce a mai venit în gând mie atunci când m-am gândit că Duhul Sfânt e aici? M-am amintit viața mea, cum am venit eu la Iisus și acum, în acești ani, când deja câțiva ani, nu stare mult, sunt adolescent, spunem așa, în viața mea spirituală, 18 de-abia am cu Iisus, înainte de asta, Duhul Sfânt era undeva aproape. Îmi dau seama că atunci când am vorbit cu o fată credincioasă din grupa mea, că erau numai fete și eram doi băieți doar în grupă, o fată credincioasă, credea în Iisus din toată inima, acea fată a încercat să-L mărturisească pe Iisus și eu am stat că eu sunt ortodox, că eu nu știu ce, măcar că nu eram deloc. Acolo Duhul Sfânt era și în acel moment eu acum realizez că Duhul Sfânt mi-a prelucrat inima. Duhul Sfânt a fost cu mine atunci când am venit prima dată în această adunare. A fost aici, undeva El îmi schimba mintea. Am văzut acești oameni care se închină lui Iisus așa cum n-am făcut-o eu niciodată în viață, dar am citit în Biblie că se face și am făcut o concluzie. Duhul Sfânt era acolo. Chiar dacă eu nu știam asta și nici nu credeam asta și nici nu mă interesa și nici nu îmi dădeam seama că există acest lucru, Duhul Sfânt era acolo. Era aici. Era aici. Duhul Sfânt era și este și va fi în continuare cu noi și noi suntem, El vrea să fim ai Lui cu ardoare, cu credință, cu putere. Amin? Și pentru că eu știu că voi sunteți oameni credincioși, că de aceea ați venit duminică la adunare, aici, la 10:30, și credeți cuvântul lui Dumnezeu și atunci când va fi oarecare maximă sau va fi ceva spus din cuvântul Dumnezeu, eu știu că voi vreți să spuneți amin sau aleluia sau slavă Domnului, dar pentru că noi suntem moldoveni și noi nu iubim să întrerupim pe oameni, numai dacă nu e ceva foarte important, arde ceva sau nu știu ce, și stăm așa până ni se dă voie, eu promit că voi face unele pauze ca voi să aveți ocazia să spuneți aleluia, slavă Domnului. Da? O, ia că eu am fost o pauză și a fost un da. Mulțumesc, Doamne ajută la toți. Este bine ca noi să exteriorizăm convingerea noastră. Este bine să o facem, dar nu mă încurcați pe mine dacă spuneți un amin. Mă încurajați mai tare, da? Deci, noi continuăm seria Duhul Sfânt și este al doilea mesaj. Vreau să vă amintesc că duminica trecută am văzut această imagine, mi-a plăcut și mie imaginea aceasta, am hotărât să o vedem iarăși. Aici arată acea relație personală, acea umplere, acea umplere lăuntrică pe care putem să o avem cu Duhul Sfânt așa în imagine, parcă bine se vede așa omul și Duhul Sfânt în formă de porumbel. Pentru că pastorul executiv Pavel Grăjdaru data trecută ne-a motivat, ne-a convins cumva, Duhul Sfânt ne-a convins prin ceea ce a făcut fratele Pavel ca să dezvoltăm o relație profundă cu Duhul Sfânt. Și mai mult decât atât ne-a mai arătat că Duhul Sfânt are ceva de lucru, El lucrează ceva în noi, în biserică, că în oamenii adunați în numele lui Iisus și anume El ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu, El este cel care face înnoirea interioară, El este cel care produce sfințire, adică să fiu cumva deoparte pus față pentru Dumnezeu, să nu fiu ca lumea, ci să fiu
ca Iisus, da? Apoi Duhul Sfânt este cel care ne umple și trebuie să existe o umplere, sau alții spun invers, trebuie să ne cufundăm în Iisus și așa și așa e bine, fie că umplem și curge peste margini, fie că ne cufundăm ca într-o mare apă unde El, Duhul Sfânt, este de fapt soluția noastră, da? Atunci este bine. Și a spus de Duhul Sfânt că El provoacă și aduce îndeplinirea darurilor spirituale. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și astăzi aș vrea să vorbim despre darurile spirituale, pentru că este o temă importantă, mai ales că Duhul Sfânt face lucrul acesta și vrem să știm mai multe despre aceasta. Și ca să începem de la început, totdeauna trebuie de început de la început. Dumnezeu are daruri pentru fiecare și primul dar pe care îl dă Dumnezeu fiecărui om este acesta: viața veșnică. Acum, în Moldova, ar trebui oamenii care spun cu adevărat a înviat la Hristos, a înviat, să creadă că Dumnezeu le-a dat darul vieții veșnice. Dar asta nu se întâmplă. Întreb de rudele mele la sărbătorile de înviere. Spun: Hristos a înviat. Și ei spun: da, cu adevărat a înviat. Și eu spun: da, credeți că e Hristos a înviat? Apoi nu știu. Bun, dar credeți că viața veșnică există? Apoi nu a venit nimic de acolo să ne spună. Dar voi credeți măcar că o să înviați așa cum spune Biblia? E, nu, asta nu. Adică Dumnezeu spune în Biblie: plata păcatului este moartea. Adică dacă treci prin supermarketul păcatelor și vrei să-ți alegi ceva, așa spui în coș, acolo pe țănic, pe cost, da? Pe foița aceea va scris încetişor, așa, mărunțel, că noi să nu vedem, moartea. Și când te duci la casă, așa cu coșul, și spune că asta vreau, pui pe bandă, acolo, pic, moartea, pic, moartea, pic, moartea, cât păcat, atâta moarte. Moarte mult. Da? Dar în supermarketul lui Dumnezeu există daruri. Și dar darul lui Dumnezeu este viața eternă în Iisus Hristos, Stăpânul nostru. Dumnezeu dăruiește omului, fiecărui om, fiecărui, spune fiecărui, și eu sunt fiecare, spune, eu sunt fiecare, viață veșnică. Dumnezeu nu ne-a dat o religie, a, ia că vouă pe Iisus, las că îl răstignim, îl înviem să aveți o religie. Nu! Dumnezeu ne-a dat un dar în Iisus Hristos, în Iisus Hristos, aleluia, mulțumesc. În Iisus Hristos ne-a dat viața veșnică. Versetul de aur spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și viața asta veșnică nu-i până la moarte. Așa e în Moldova. Noi avem de treabă cu morții. Duminica trecută majoritatea au avut. Noi ne place să avem treabă cu morții. Dar Dumnezeu ne dă o viață care duce peste moarte. Și noi trebuie să o acceptăm. Trebuie să acceptăm această viață veșnică și noi o facem aceasta prin Iisus Hristos. Și știți, m-am prins la faptul că ori de câte ori sunt aici pe scenă să predic, să spun o predică, să spun o prelegere, mereu sunt la cam pe aici. Primul punct la mine asta e cu Iisus, dedic-te lui Iisus, viața în Iisus, primește-L pe Iisus. Și mă gândesc, nu i-am săturat eu pe oameni? Și poate vă gândiți și voi, poate ați observat, eu nu știu, poate cineva a observat. Și m-am gândit, dar poate nu se merită, dar, pe de altă parte, oameni buni, dar cum altfel? Cine aș fi eu dacă nu ar fi acest Iisus? Un ratat, poate mort deja, în păcate, pic, pic, cu moartea, da? Aș fi un ratat fără Iisus, dar cu Iisus, iată, noi ne adunăm împreună să lăudăm pe Iisus, ne bucurăm unii de alții, putem să facem fapte bune, putem să avem nădejde, pot să vă spun un cuvânt de încurajare și asta toate pentru că este Iisus și pentru că El mi-a dat viață veșnică, oameni buni. Așa că eu totdeauna să am grijă să spun despre Iisus, despre viața veșnică și despre faptul că trebuie să primești acest dar al lui Dumnezeu. Și la Moldova, darul este deosebit. Când îți dă cineva un dar, noi totdeauna spunem: oh, dar eu n-am meritat, ei, dar poate, ei, dar nu se poate.
Măi, n-ați un dar, uite, eu să-ți dau pur și simplu. Dar nu, 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 eu nu-s. Când Biblia spune, când Dumnezeu are un dar pentru tine, și darul viața veșnică, acum suntem la El până când, mai avem mai multe, mai departe, spune Biblia, ați fost salvați prin har și acceptați, și ați acceptat salvarea prin credință, iar acest lucru nu provine de la voi, ci este în exclusivitate harul lui Dumnezeu. Nu poți să meriți darul lui Dumnezeu, niciunul, și viața veșnică tot. Nu poți să mergi destul la adunare, la biserică, unde vrei tu, nu poți să mergi destul ca să spui, da, ia că acum, Doamne, dă-mi viața veșnică, ești dator. Nu poți să te rogi destul ca Dumnezeu să-ți dea viața veșnică ca răscumpărare. Spune, o, omul ăsta s-a rugat atât, acum să nu-i dau viața veșnică. Nu poți să citești Biblia destul, nu poți să predici destul, nu poți să slujești destul, nu poți să mori chiar pentru asta ca să primești. Ci primește-L pur și simplu. Dumnezeu ți l-a dat prin har, din dragostea Lui, nemărginită, pentru că te iubește, pentru că vrea să-L ai fără plată. Pur și simplu primește-L. În Moldova asta e greu. Că dacă ți-o da cineva un dar, e, dar trebuie cumva să-L mulțumesc. Așa spunem noi, da? Și atunci primim, bun, hai primim noi darul viața veșnică, primim, ne dedicăm lui Iisus, da, primim, dar după asta trebuie să muncim din greu. Dacă diavolul l-am acceptat, cumva să-i răscumpărăm, să-i plătim înapoi lui Dumnezeu. Nu trebuie, oameni buni. Nu poți să păstrezi viața veșnică și spui, Doamne, Tu mi-ai dat darul, gata, e meu. Îl ai pe Iisus, ai viața veșnică. Te-ai dat la o parte de Iisus? Ce-i? Te-ai dat la o parte de viața veșnică. Nu poți așa să zici, a, Dumnezeu ne-a dat, e bun, e slava Domnului, mă duc eu și pe la morți, și pe la ceilalți, și pe la care vreau. Nu! Sunt cu Iisus, am darul vieții veșnice. Nu sunt cu Iisus, nu l-am. Și am pentru că Dumnezeu mă iubește. Nu pot să fac nimic ca să merit aceasta și nu pot face nimic ca să-L răscumpăr cumva. Pur și simplu trebuie să-L accept. Spun, Doamne, îți mulțumesc, slăvit să fie Domnul. Noi ne-am deprins să ne uităm din duminică în duminică. Măcar până, să rezist până duminica viitoare, cumva să nu păcătuiesc, mă duc la adunare. E bine să avem așa repere. Dar Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Eu nu pot să vă spun ce e asta. Eu știu că ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și multe alte lucruri care idei n-am. Știu ce va fi sigur, că Iisus va fi acolo. Că Dumnezeu ne va împlini toate nevoile și nu va fi nevoie de daruri de aici, de pe pământ, să ne transmită acolo, că acolo tot este. Va fi un univers nou, totul va fi extraordinar și cu Dumnezeu va fi minunat și timpul acesta nu se va sfârși niciodată. Nu trebuie să mă tem că, oi, cineva a apărut aici, pentru că n-am de ce mă teme. Nu este rău, nu este diavol, nu este nimic, așa va fi. Și într-acolo trebuie să privim. Ai primit darul acesta, privește acolo. Nu de duminică până duminică să rezist. Acolo vreau să fiu. Care problemă? Viața întreagă eu pot să merg. Țanțoș, cu Hristos important. De aceea, oameni buni, haideți să-L primim așa, fără plată, cum ne l-a dat Dumnezeu, să nu căutăm să muncim pentru El, ci să-I fim recunoscători lui Dumnezeu și să facem ceea ce El se așteaptă de la noi. Că pentru că următorul dar, darul Duhului Sfânt este în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are de gând să ne mântuiască, Dumnezeu are de gând să ne dea viață veșnică la toți, cei care suntem în adunare și cei care nu sunt în adunare. Și pentru că Dumnezeu are un scop, El ne dă alt dar, Duhul Sfânt. Oamenii din Ierusalim, în ziua cincizecimii, când au auzit cuvântarea lui Petru plină de Duhul Sfânt, iarăși faptele apostolilor sunt faptele Duhului Sfânt. El a vorbit atât de convingător, prin puterea Duhului Sfânt, oamenii au fost atinși și au înțeles că fără Iisus nu au nicio șansă, religia lor nu are nicio șansă, tot ce face nu au nicio șansă și au spus ce să facem, fraților. E bine cu așa inimă să venim la Dumnezeu. Mereu să fim așa, deschiși. Și Petru spune, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să solicite botezul în numele lui Iisus Hristos, având în vedere iertarea păcatelor voastre. Eu mă opresc aici puțin, până la Duhul Sfânt. Poate? Se poate? Îmi permiteți? Pentru că aici spune despre faptul că trebuie să ne dedicăm lui Iisus, adică să recunoaștem păcatele noastre, să primim darul vieții veșnice la Dumnezeu și să solicităm botezul. Îmi place traducerea pentru că aici spune, vreau botezul. Nu păstorul trebuie să te caute, stai, aici stau botezat, aici stau, frate, soră, vrei să te botezi? Nu știu, trebuie să mă gândesc.
Dacă te-ai dedicat lui Iisus, spune, dar ce mă încurc, oameni buni? De eu vreau să fiu cu Dumnezeu, Dumnezeu, Domnul Iisus mi-a arătat exemplu, eu caut, eu vreau, când e botezul? Pe 27 mai. Da, da, da. Căutați-ne, căutați păstori, vreau să vorbesc cu un păstor, vreau, acolo este. Îmi dedic viața lui Iisus și mă botez pe 27 mai, este totul. Solicită, caută, fugi, aleargă. Pentru că asta înseamnă că tu ai înțeles, Doamne, viața veșnică, eu mă pregătesc de asta, asta e pasul, primul pas, cel mai simplu, să arăt la toți. Lasă-te-ți să moară de ciudă. Eu sunt al lui Iisus. Deci, așa, da, am făcut ceva și iată că apoi veți primi darul Sfântului Spirit. Duhul Sfânt tot este un dar. Și acest dar este pentru fiecare, căci promisiunea este pentru voi. Am subliniat, pentru voi, pentru fiecare. Pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe, în orice mare număr îl va chema Domnul Dumnezeul nostru. Adică nu doar liderii, nu doar oamenii deosebiți, numai doar cei care știu să se roage, oricine este pentru ca candidat să primească darul Duhului Sfânt. Unii pot spune, asta pentru voi de la apostoli, asta apostoli. Bine, da, bine, hai la să fie apostoli și copiii apostolilor, da, bine, și nepoții apostolului. Dar mai departe în orice număr, îl va chema Domnul Dumnezeu. Cât de mare număr ar fi să-i cheme oamenii, pe mine m-a chemat Dumnezeu, pe tine te-a chemat? Ha, ia ca unde suntem noi. Bun, lasă fie aici apostoli, noi suntem aici. Deci, oameni buni, pentru mine și pentru tine este darul Duhului Sfânt. Și despre ce vorbea apostolul Petru? Despre botezul cu Duhul Sfânt pe care l-a experimentat nu de mult. Cine era Petru fără a fi umplut de Duhul Sfânt? Unii pot spune, dar noi și așa avem, când îl primim pe Iisus, da, e adevărat, Duhul Sfânt mereu lucrează la viața noastră, da, noi avem un potențial, viața noastră se schimbă, dar cine era acel Petru care îl cunoștea pe Iisus? S-a speriat de o femeie care făcea curat prin templu? Și-a spus, nu-l cunosc pe Iisus ăsta? Ia ca cine era el? Da, brav, bărbat puternic care în furtună îți face tot ce trebuie ca să nu se ducă barca. Acolo trebuie forță. Scotea sabia, tăie urechi, probleme n-are. Dar cu o femeie care spală podelele, s-a speriat. Ia că tăi Petru fără Duh Sfânt. Și ce se întâmplă cu Petru când vine Duhul Sfânt? El se scoală în fața la 3.000, 5.000 de oameni și le spune cu îndrăzneală. Nu contează că-s preoții acolo care nu de mult l-a răstignit pe Iisus. Iată ce face Duhul Sfânt cu oamenii și este gata să spună, eu voi să spună celor preoți care i-au spus să nu mai vorbești despre ce spune, știți ce? Eu ați vorbești ce spune Dumnezeu, nu ce voi. Asta e Duhul Sfânt, cel care îți dă putere, cel care te face să privești în viața veșnică care ai primit-o. Și ai nevoie de acest dar. Trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt. Este necesară această experiență specială pentru tine, pentru mine, pentru cei, oricât de mare număr ar fi, să-i cheme Dumnezeu. Și despre botez cu Duhul Sfânt noi vom vorbi data viitoare. De ce mai mult nu vorbesc tare? Pentru că fratele Pavel ne va spune mai departe ce și cum, dacă mai este nevoie de ceva de spus. Dar astăzi vreau să înțelegem. Darul Duhului Sfânt, adică umplerea aceasta cu Duhul Sfânt, este pentru fiecare din noi. Ca noi, nu doar să avem, știți, bifat, gata, am Duhul Sfânt, am ștampil, am pașaport, pot să mă duc la graniță. Nu. Este Duhul Sfânt, trebuie să ne umple, pentru că El este mângâitorul tău. Pentru că El este cel care îți va mângâia sufletul când ți-e greu, El te va sfătui atunci când nu știi ce să faci și te temi să faci un pas pe care Dumnezeu îl așteaptă, El este cel care te va consilia atunci când vei avea nevoie de încurajare, să ridici mâna și să spui, încă mai departe merg, da, până aici cu greu am mers, dar mai este și mai departe. Și El este Dumnezeu în tine. Da? El este acel glas al lui Iisus, Duhul Sfânt. Iisus a spus, El va spune tot ce am spus eu. El vă va aminti toate cuvintele mele. De aceea, haideți să dorim acest dar și să-l primim. Nu trebuie să muncim pentru el. El este un dar fără de plată. Este un dar. Ia-l! Nu spune, nu, dar eu n-am nevoie, dar ce să fac eu cu dânsul? Este ce de făcut cu darul ăsta. Așa, să vedeți mai departe, pentru că Dumnezeu are un plan și Duhul Sfânt este acela care știe cel mai bine ce să faci tu în acel plan și atunci El te călăuzește și te conduce în aceasta. Pentru că următorul dar este darurile spirituale.
Darurile spirituale sunt acele pe care le aduce Duhul Sfânt cu sine. Da, unele daruri noi le avem de la naștere și tot Dumnezeu le-a pus, că El ne-a planificat. Nu vă temeți, nu natura, nu dă în can, nu știu ce acolo. Dumnezeu le-a pus. El s-a gândit la noi bine, de mult. El a pus în noi daruri specifice și când vine Duhul Sfânt să te umple, El le amplifică, le face reale, le face posibile în lumea asta păcătoasă și le face cum trebuie. Pentru că un cântăreț e bun pe orice scenă, dar pe scena lui Dumnezeu e cel mai bun. Ha? Așa este. Un învățător e bun la școală, dar un învățător care învață și transmite principii biblice este încă cel mai bun. Cel mai bun, de fapt, că el dă speranță pentru veșnicie. Acei copii vor crește mult, se vor dezvolta mult. Deci darurile spirituale sunt următoarele. Și spune Apostolul Pavel corintenilor: fraților, vă scriu acum și despre darurile spirituale pentru că nu vreau să fiți neinformați cu privire la ele. Cine are informația, spune cineva, o televiziune, nu știu care spune, cine deține informația, deține puterea. E adevărat. Cine deține informația despre darurile spirituale, deține puterea, pentru că Duhul Sfânt vine cu putere ca să fim martori. Aici, de aici, ucenicii erau în Ierusalim. Noi suntem aici, în Chișinău, până la marginea pământului. Darurile spirituale trebuie să aibă efectul lor până la marginea pământului. Nu aici așa, între patru pereți. Haideți să privim în veșnicie. Privim în veșnicie, da? Până în veșnicie, da? Nu până aici, patru pereți, nici până gazonul aici de afară. Până în veșnicie ne uităm. Acolo are efectul lui. Și unii spun că darurile au încetat darurile atunci când erau apostoli. Dar ce, au murit Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este. El e viu, El umple inimile oamenilor și, știți, unii spun, da, de unde știi? Știu, eu știu. Eu am primit botezul Duhul Sfânt și eu știu că El lucrează cu putere. Am avut destul de experiență în viață, când anume Duhul Sfânt e acela care m-a făcut să fac lucruri pe care nici nu aveam de gând și chiar mă temeam să fac. Odată mergeam pe drum să predic Evanghelia la oameni, așa am înțeles eu chemarea lui Dumnezeu. Nu eram în echipa de păstori, nu eram cineva din liderii bisericii, dar... uite, cumva Dumnezeu mi-a spus, hai, mai du-te și mai spune și la alții despre Iisus. Și m-am dus. M-am dus și mergeam pe stradă și am văzut așa trei băiței, așa cât dulapurile, mari așa, tunș ghine, la zero. Și am vorbeam așa, știți, cu carism, așa. Și era clar cine-s. E clar cine-s oamenii ăștia, da? Și eu așa mă uitam la ei și mă gândeam, nu, la dânsă nu mă duc. Duhul Sfânt spune, du-te la dânșii. Stai puțin. Dar eu nu vreau să mă duc, am ușa să mă bată. Du-te la dânșii. Pentru asta te-am scos pe aici. La dânșii. E, nu, și am stat și m-am învârtit prin prejur. Zic, Doamne, hai, poate, asta poate e gândul meu, poate, nu știu, dar poate asta e pur și simplu așa, în imaginația mea că eu trebuie să mă duc. Du-te la dânșii și gata. E, mi-am luat eu inima în dinți și m-am dus. Ești așa încetișor, am spus bună ziua, dar îmi dați voie. Și așa, știți cum? Așa știți cum îi stau. Și eu așa, opa, asta mă examinează, am ușit să vadă cu dreapta sau cu stânga. Sau... dar eu spus, da, hai spune ce vrei. Și eu am început să le spun. Și am spus, eu aș vrea să vă spun despre Iisus. Da? Ia, spune, ce vrei să spui? Oh. Și am stat de vorbă cu acei oameni. Și am stat de vorbă că cei oameni, știți ce am aflat? Sunt copii credincioși care s-au dus, s-au rătăcit. Oameni care au fost la școală duminicală, care știu Biblia și care practicau o altă viață. Și Duhul Sfânt îi căuta. Și eu am spus da și am fost acolo. Dacă nu eram eu, sigur că Domnul găsea pe altul. Dar uite că nu poți să faci, sunt lucruri, sunt limite pe care noi nu le trecem, dar Duhul Sfânt te ajută să trecem peste ele. Și acei oameni au auzit vestea că Iisus îi iubește și îi cheamă acasă. Și au promis că vin la adunare, nu știu dacă au venit, dar am avut ocazia să fiu în slujba lui Dumnezeu, să-i găsesc pe cei oameni și a trebuit să trec peste frică, dar Dumnezeu îi iubește și vrea ca ei să vină acasă, slăvit să fie Domnul. Fiecare din noi poate să fie în felul acesta, poate nu așa ca mine, altfel, dar în felul acesta Dumnezeu vrea ca să amplifice influența sa prin darurile spirituale. Aceste daruri se numesc carisme în limba greacă, carisme. Și noi uneori spunem, oameni carismatici sunt cei care au lipici, cei care vorbesc așa cu dinamică, așa, știți? Da, de la natură, nu de la natură, de la Dumnezeu.
Și când vine Duhul Sfânt, această carismă este extraordinar de puternică, are multă influență. Și uitați ce spune Dexul, nu este o carte religioasă, Dexul spune așa formula a carismei: ansamblu de date spirituale deosebite, coborâte prin Duhul Sfânt asupra comunităților sau indivizilor. Asta spune Dexul, o carte nereligioasă, că de la Duhul Sfânt vine așa energie, așa putere, așa, da? Așa amploare a influenței lui Dumnezeu. Și când Duhul Sfânt îți umple inima, asta este posibil și în viața ta. Nu crede că, eu sunt bătrân. Bătrân. Ioan era dus de 4-5 câți băieți acolo erau și când îl puneau și se vorbea el, când spunea un cuvânt tot, parcă a vorbit Dumnezeu. Asta e carisma. Când Dumnezeu folosește darul tău, personalitatea ta. Și de aceea, haideți să înțelegem, să privim la aceste daruri, spune Apostolul Pavel, manifestându-se în fiecare aceste daruri spirituale, Spiritul lucrează pentru beneficiul celorlalți creștini. Deci, darurile se manifestă în fiecare. Spune fiecare. Ai spus fiecare. Și cine e fiecare? Eu sunt unul din fiecare. Așa, înseamnă că darurile spirituale se manifestă în fiecare. În Vechiul Testament, oamenii credeau că darurile spirituale, știți, se manifestă ba în preoți, ba în profeți. Nu, darurile spirituale în Vechiul Testament s-au manifestat în preoți și profeți, pentru că erau oamenii deschiși pentru aceasta, erau oameni dedicați în totul Domnului și El se manifesta prin ei. Ceilalți erau așa, mai rezervați. Pe când Hristos ce a făcut? Hristos a rupt perdeaua. Și când a rupt perdeaua Iisus, au venit darurile peste oameni. Așa spune Biblia, da? A venit să aducă daruri și aceste daruri sunt date fiecăruia care s-a dedicat lui Iisus, a primit darul vieții veșnice și se umple de Duhul Sfânt și se amplifică aceste daruri ca să aibă împlinită scopul lui Dumnezeu. Și toate aceste daruri lucrează pentru beneficiul celorlalți creștini. Da? Nu mi-a dat Dumnezeu un dar și zic, puneți-mă pe scenă să mă vadă lumea. Nu. Darul este dat ca tu să-i faci pe alții să se fie fericiți. Pe cel de lângă tine să fie fericit, spune, slavă Domnului că există așa frați și surori. Pentru asta sunt darurile, ca să se bucure ceilalți în biserică și apoi prin biserică în lumea întreagă. Să spună toți, băi, oamenii ăștia sectanți? Băi, da, niște căldură vine de la dânși, niște dragoste, că parcă-s credincioși. Lasă ca să știi, pe Iisus trebuie să-L știi. Trebuie și tu și eu suntem chemați, fiecare suntem chemați ca să primim aceste daruri. Un pastor a spus, de o biserică mare, daruri spirituale sunt abilitățile supranaturale oferite de Dumnezeu copiilor săi pentru ca în așa fel, împreună, adică ele ne leagă, fiecare are daruri diferite, toți împreună, să putem înainta pentru îndeplinirea scopului lui Dumnezeu în această lume. Fie că ești un predicator bun și mergi în stradă, fie că stai pe scenă acestei biserici sau altea, fie că mergi la grup și înveți oamenii, fie că ești un om care poți face, mâni de aur, spunem noi, face lucruri pentru binele altora și oamenii apreciază aceasta pentru că numele lui Iisus le faci, orice ai face, fie că îi întâmpini cu zâmbet și transmiți această căldură, fie că transmiți online, fie că faci orice dar ți-a dat Dumnezeu, orice ai fi făcut, Dumnezeu este acela care are de gând să-și îndeplinească scopul și tu ești important. Și dacă tu crezi că limitele tale îl ajută pe Dumnezeu, îmi pare rău. Dumnezeu are ceva mai mult, Duhul Sfânt care amplifică și trece peste limitele tale și te face să fii super eficient. Și trebuie să dai voie Duhului Sfânt să o facă, să te umple, să fii super eficient. Pentru că dacă ești la limita ta, atunci mergem noi cumva, știți, așa, în tri, poate, nu știu cum, așa, ia. Dar dacă Duhul Sfânt, atunci noi zburăm. Gata, zburăm, pentru că este Duhul Sfânt. Ce să facem cu darurile? Înțeleg? Am reușit să te provoc să vrei acele daruri, să vrei să le ai? Bine, trebuie să le descoperi, ele sunt în tine. Ele sunt în tine, acele daruri, Dumnezeu le-a plasat în tine și când vine Duhul Sfânt mai adaugă încă. Trebuie să le descoperi. Spune Apostolul Pavel, așa? În acord cu harul care ne-a fost oferit, noi avem daruri spirituale diferite. Acum, haideți să acceptăm acele pe care le avem. Trebuie să acceptăm că noi nu avem toți aceleași daruri. Nu ne batem pentru rând la ușă. Acolo, toți vrem să stăm, să dăm formulare. Nu. Nu toți avem așa dar. Unii au, unii n-au. Alții pot să predice, alții pot să consilieze, alții pot să stăi așa lângă om și spune,
Și așa el tot face, stai liberat, așa, parcă, nu știu cum. Când doi fac așa? Și asta tot e un dar, apropo. Nu e așa când îți place, când cineva te compătimește. Și darul ăsta de compătimire, noi uneori, știți, o, ia că dacă ai darul de vindecare și să vindecă bolnavi și îi scoat, asta e, ohoho! Dar când stă cineva în spital lângă un om muribund care are nevoie de un pic de credință ca să nu meargă, știți, în neplăcere în fața Domnului, când stă cineva și îl compătimește și îl încurajează și spune, mă rog pentru tine și mai departe, și omul acela se duce luminat, noi parcă nu e minune. E o minune, oameni buni. Îi o minune. Deci, haideți să aflăm care este darul și să dăm voie lui Dumnezeu să-l amplifice, să le amplifice, dacă sunt mai multe. Sunt mai multe daruri, sunt diferite daruri și trebuie să le aflăm. Și dacă nu știi cum unde să-l afle, noi avem cursul de dezvoltare personală în Biserica Philadelphia, unde aflăm scopul lui Dumnezeu pentru biserica noastră, unde căutăm să încurajăm pe toți cei care nu știu ce să facă, unde să meargă și să aflăm darurile. Da, avem un test, putem să măcar cât de puțin să ne putem concentra în direcția potrivită. Să nu visăm că, o, cândva să fiu și eu, nu știu cine. Stai o leacă, până atunci, acum ai sietuista, amplifică-l. Fă-l să fie puternic, fă-l să ardă biserica cu darul ăsta, să fie plină de focul dragostei pentru că tu îl practici. Și ai să ajungi acolo, nu știu cine, departe și mare. Nu e o problemă. Dar până atunci, află ce set ai acum și dă voie lui Dumnezeu. David spune, îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale, spune David despre sine. Spune, uite, da? Și sufletul meu știe foarte bine lucrul acesta. David nu puteam să spun, da, Dumnezeu, da, nu. El, unii spun, cunoaște pe tine, nu trebuie să te cunoști pe tine, cunoaște-l pe Dumnezeu. Și află la el cine ești. El o să-ți spună, numai decât. Și o să-ți arăte ce daruri extraordinare a pus în tine și ce scopuri are pentru viața ta. Și când vei afla asta, vei spune, minunat. Nici nu mi-am închipuit că eu așa un vas spart să am atâtea lucruri prețioase în mine și Dumnezeu le-a pus în mine. Cum eu să le las așa pur și simplu să stea pe scaun? Cum? Și vei veni la adunare cu bucurie și spune, aleluia, Dumnezeu m-a făcut o persoană extraordinară. Ia uite și îndreaptă mie încă o persoană extraordinară. Ia uite câți oameni extraordinari. Și vom lăuda pe Domnul cu mare bucurie atunci. Nu așa că, nu-i venit și ăsta, nu-l văd, închid ochii, nu văd pe nimeni mai bine. Pentru că n-ai aflat cine ești, ce minunăție ești de fapt tu, cel care ești aici și asculți, cel care mă privești, cel care nu a venit, el la fel, e fiecare, noi este o minunăție și noi trebuie să aflăm asta și când noi știm bine, noi vom scrie psalm ca David. Noi vom cânta cântări ca David cu toată inima și vom fi gata să-L proslăvim pe Dumnezeu, nu să cârtim, ci să-L lăudăm. Află darurile tale, află cine ești, este important. Chipul lui Dumnezeu în tine, în mine, reflectă destinul lui Dumnezeu pentru mine. Când știi cine ești, nu te mai uiți la visuri care nu știu de unde. Știți cum în timp sovietic? Toți vroiau să fie cosmonauți. Păi oameni buni, dacă eu aș vrea până amu să fiu cosmonaut, apoi nu știu ce eram. Pentru că n-am cum să fiu cosmonaut. Și dacă aș continua tot așa, nu o să mai devin, că trebuie să faci multe, multe, multe pregătiri. Când m-am întâlnit cu Domnul, când am căutat ce plan are El pentru mine, când mi-am dat seama ce set de daruri mi-a oferit, m-am concentrat la ele și am spus, să vrei cosmonaut altcineva, care pentru asta? Eu am altceva de făcut. Aici trebuie să cresc, să mă dezvolt și aici e planul lui Dumnezeu. Și atunci venim cu credință la adunare, venim cu credință în fața Domnului, noi știm ce avem de făcut. Și dacă ceva nu ne se primește, nu ne renunțăm, noi spunem, Doamne, Tu ne-ai dat să merg într-acolo. Departe, nu se primește un pas, ajută-mă, dă-mi biruință și avem biruință pentru că știm încotro mergem. De aceea, află cine ești, descoperă cine ești. Dumnezeu îți dă aceasta, îți dă cuvântul, citește Biblia în fiecare zi, ascultă predici, sfătuiește cu cei care sunt mai de mult în credință, caută cumva acest lucru, dar mai mult decât atât, dezvoltă darurile spirituale. Am ieșit eu în stradă să predic la oameni și mă apropii de o persoană care stătea pe bancă sau două, nu mai țin minte câți, și spun, bună ziua, îmi dați voie, aș vrea să discutăm puțin despre Iisus, despre dragostea lui Dumnezeu. A? Ce vă? Eu spun, am vrut să vorbim despre Iisus. Я не понимаю. Și eu,
N-am putut spune nimic. Dar știți de ce? N-am putut să-i spun în limba rusă. Eu nu știam Biblia în limba rusă. Cum să-i spun cuvintele biblice din Biblia? A Biblie napisana și cac napisana. Și m-am dus enervat acasă. Am spus, cum este eu? N-am putut să spun la omul ăsta Evanghelia. Nu, Doamne, Tu m-ai chemat, dar eu n-am putut să-i spun că e în limba rusă. Și am spus, Doamne, Tu ești Cel care dai limbi îngerești și limbi de care vrei la oameni prin Duhul Sfânt. Eu am botezul cu Duhul Sfânt. Doamne, dă-mi să pot predica în limba rusă. Și gata. Am citit cărți în limba rusă, am ascultat predicatori în limba rusă, am făcut tot posibil din partea mea. Doamne, fă-mă! Peste scurt timp am putut să merg în stradă, am găsit oamenii și am spus, bună ziua, îmi dați voie să vorbim despre Iisus? Ce vă? Pra Iisus, apagavarim? Nu v-ai scăpat. Nu am mai scăpat. Și ori de câte ori am așa posibilitate, îl laud pe Domnul că Domnul m-a ajutat să dezvolt darul spiritual. Asta e darul meu. Tu alt ai dar. Alt dar ai și poate ai cum să-l dezvolți, dar poate nu te-ai gândit să o faci. Urmăriți dragostea, spune Apostolul Pavel, dragostea creștină și doriți zelos daruri spirituale. Ai daruri, vrei din toată inima, amplifică-le, dezvoltă-le. Poate sunt altele care poți să le ai în pachet. Caută-le din toată inima și apoi spune Apostolul Pavel către Timotei, având în vedere acest lucru, îți amintesc să alimentezi flaca radarului lui Dumnezeu care deja ți-a fost oferită. Alimentează-o! Da? Când sufli în foc, crește, da? A fost pajarul pe aici. Suflă vântul, crește focul. Alimentează-o! Fă să crească influența! Nu te opri! Slavă Domnului că eu nu m-am oprit. Și pot să predic în limba rusă dacă trebuie, vreți? Nu trebuie, e adunare limba română. E posibil acest lucru, să dezvolți darul spiritual, să cauți, să privești departe, nu te uita așa în limitele mele, ui, n-am reușit. N-am reușit, Doamne ajută-mă, mai este un pas și eu știu că este. Și trebuie să mă ajut, Doamne, pentru că e pentru ca îndeplinirea scopului Tău să fie adus. Să fie adus scopul Tău la îndeplinire și gata. Vrei să faci lucrul acesta? Trebuie. Dumnezeu a pus în tine comori, daruri extraordinare, fă, amplifică-te, nu te opri aici că, o, stau bine, gata, pot, pot, nu pot, nu pot, a, că da, m-am liniștit. Nu, 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 trebuie să fii neliniștit. Când vine Duhul Sfânt, El nu vine pur și simplu așa, știți, să ne așezăm frumos pe scaun și ca niște sfinți să participăm la adunare. Asta nu. Fratele Pavel, de duminica trecută, ne-a vorbit despre ce că Duhul Sfânt era asociat ca vântul. Vântul ce face? Suflă. Vântul suflă, nu-l vezi, dar el suflă și suflă și uneori te nervează că suflă, pentru că vine gunoiul în casă și așa mai departe. Asta e vântul. Duhul Sfânt nu face așa ceva, dar vântul suflă. El nu-l poți opri. Vine Duhul Sfânt în viața ta, el nu te ține așa frumușel, așa ia undeva, să așteptăm până 70 de ani până vine Domnul. Nu, nu, nu. El te mișcă. El te scoală și spune, trebuie de dus, trebuie de făcut, asta se așteaptă oamenii, acolo vreau să mă proslăvesc. Acei oameni încă nu sunt atinși, cine îi va atinge? Ție ți-am spus, da? Ție ți-am spus, cine îi va atinge? Mai auzit? Mai auzit, da? Bravo, așa este, el te mișcă, el este ca focul, el este reprezentat ca și foc, ca flacără de foc. Oamenii nu știu ce-i focul, dar chestia asta... Arde și arde și se înflăcărează și se înflăcărează și dă căldură și când stai aproape, așa ți-i bine. Așa face Duhul Sfânt. Când vine în viața ta, El te face să arzi, să te consumi, să nu stai pe loc, să te enervezi dacă stai pe loc, să faci ceva. Flacăra asta arde și arde în tine ca să dai căldură, să dai dragoste și oamenii să stea lângă tine și spune, oh, e sectant, dai ghite lângă tine. Da? Da? Și în felul ăsta Dumnezeu îl convinge pe om. Cândva eu am făcut așa concluzie, măi, e sectant, dar e bine lângă omul ăsta. Ai despre ce vorbi cu el. Se simte așa o energie, spun la noi, da? Duhul Sfânt se simte. Și tu ești omul pe care l-a ales Dumnezeu să faci lucrul acesta, înflăcărează, suflă în focul ăsta, dă-i voie Duhului Sfânt să ardă mai mult și mai mult din tine. Nu te teme, n-ai să arzi de tot. El, Duhul Sfânt, este și izvorul nesecat, care a spus Iisus, când te împle, curge peste margini. Nu te îngrijora, Duhul Sfânt îți va da și energie și putere și tot ce trebuie și înțelepciune. Deci, practică darurile spirituale, pune în aplicație, nu le lăsa să stea pe scaun, nu le lăsa să rămână duminica, nu le lăsa. Unde mergi, acolo ești cu potențialul Duhului Sfânt în tine. Mergi și fii putere. Apostolul Petru,
Ne transmite, comportați-vă ca niște buni administratori a Harului Dumnezeu, care vă este oferit în multe feluri. Știți ce poate face? Noi uneori credem că darul vindecărilor, darul minunilor este mai extraordinar decât darul administrării. Dar știți că dacă un administrator administrează bine, toți beneficiază de asta. Toate darurile pot administra asta. Bine, eficient. Pentru că toate resursele Dumnezeu merg exact unde trebuie și au eficiență maximă. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe noi să administrăm bine aceste daruri. Să le dăm voie să meargă acolo unde merg, unde trebuie să meargă, să mai luăm inima în dinți uneori când vedem șcafuri pe împrejur. Da? Care, da? Astfel, slujiți-vă unii pe alții cu dare pe care l-a primit fiecare. Slujiți-vă unii pe alții. Noi putem să facem ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să se lupte cu noi. Noi putem să facem ca El să încerce să ne miște cumva, să lupte, să ne mai închiseze, să ne mai facă una, alta, pentru că noi nu ne dăm nicicum. N-avem nevoie, ei, dar nu știu ce să fac, dar nu știu dacă îmi trebuie și tot așa, ei, dar mi-e frică, ei, dar nu știu cum. Și Duhul Sfânt se luptă cu noi. Dragii mei, vă chem astăzi să fiecare să hotărască ca Duhul Sfânt să lupte prin noi. Aleluia! Prin noi. Biruitorul, sfătuitorul, consilierul este pentru mine și pentru alții. Și El vrea să aibă trecere, să-ți aducă biruința, să-mi aducă biruința, să mă facă pe mine și pe tine atât de eficient că nici n-am visat despre aceasta. Pentru că El este forța ta, El este Dumnezeu în mine, în tine, care lucrează cu putere și de aceștia oameni caută El, ca să ne umplem de El și să luptăm de partea Lui, nu El să lupte cu noi. De aceea, dacă astăzi este cineva care trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu și ți-ai dat seama că multe lucruri le-ai primit pur și simplu din tradiții, de la mâca, de la nu știu cine, și înțelegi că Dumnezeu de fapt e altfel, în Scriptură, în Biblie, El este altfel și trebuie să-L cunoști. Este bine să te hotărăști azi, să-L accepți, să-L primești pe Iisus, să-L cauți din toată inima și să primești darul vieții veșnice. Este pasul acesta de a fi eficient în lumea aceasta și știi, această eficiență în greutăți uneori, în neclarități uneori, dar când Dumnezeu îți aduce izbăvirea, aceasta este fericire, când știi că nu ești singur și Dumnezeu își ține promisiune că e cu tine și tu vezi asta real în această relație cu Duhul Sfânt. Dacă cineva nu a experimentat încă eliberarea de unii lucruri care îl țin și te ține ceva și spui, aș merge, dar aș vrea astăzi să experimentez această libertate. Spui, Doamne, ajută-mă. Ajută-mă să fac pașii necesari ca să scap de lucrurile care mă țin. Învață limba rusă ca mine dacă trebuie. Dacă e cazul, fă altceva. Depune efortul, Duhul Sfânt se așteaptă să te folosească la maxim. Descoperă scopul, dacă nu înțelegi unde mergem. Noi nu mergem pur și simplu la adunare, duminică de duminică, oameni buni. Noi suntem adunarea care mergem în veșnicie. Noi suntem oamenii care căutăm să mergem cât mai repede și mai bine acolo. Descoperă scopul lui Dumnezeu până ajunge, ai ceva de făcut. Descoperă-l, fă tot ce trebuiește. Vino la adunarea de rugăciune. Umple-te cu Duhul Sfânt. Joia aceasta avem rugăciune. Joia următoare, la ora 7. Doi oameni, joia trecută, au primit botezul cu Duhul Sfânt. Au venit cu credință și cu inima că este făgăduința dată pentru ei și au primit-o. Fă-o și tu la fel. Umple-te. Găsește scopul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt fă o diferență în lumea aceasta. Lasă tot să-L știe pe Iisus adevărat, nu cel de pe crucifix la fântâni. Pe cel adevărat care a înviat. Și când spui Hristos a înviat, poți să arăt. Vreți să vă arăt, oameni buni? Fac totul ca să vedeți acest lucru. Să fiți atinși și să-L credeți. Suntem chemați să facem o diferență.
ești chemat să faci o diferență. Oricine ai fi, cât de bătrân sau tânăr, cât de neputincios sau extraordinar de sănătos ai fi, ești chemat să faci acest lucru, să faci o diferență în lumea aceasta care are nevoie de Iisus. Haideți să ne ridicăm. Haideți să ne rugăm. Acum, cu inima, fiecare știe rugăciunea. Fiecare știe ce are de chemat la Dumnezeu. Doamne Tată din Cer, Te lăudăm și Te slăvim și Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești Cel care ne-ai dat, Doamne, îndurarea și mila Ta și dragostea Ta și harul Tău, Doamne, în Iisus Hristos, Domnul nostru, care a murit pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre, pentru păcatul meu, Doamne, și a fiecare din noi. Îți mulțumesc, Doamne, prin această jertfă ai adus viața veșnică, Doamne, în dar și L-ai înviat pe Hristos, Doamne, ca această viață, Doamne, să-mi umple inima. Și această realitate, Doamne, să fie o realitate pe care o trăiesc astăzi, primindu-L pe Hristos, primind darul vieții în Hristos, Doamne, este posibil lucrul acesta. Doamne, ajută pe cei care nu au făcut acest lucru acum. Doamne, a convinge, Doamne, prin Duhul Sfânt, Doamne, căci ești aici prin Duhul Tău. Convinge, Doamne, să accepte acest dar al vieții în Hristos Iisus, prin pocăință, prin credință, Doamne. Doamne, ajută pe cei care, care au fost eliberați, Doamne, dar nu au lăsat încă totul. Poate este ceva în viața cuiva, Doamne, care trebuie eliberat, Doamne, ca să aibă potențialul maxim în mâna Ta, Doamne, ajută-l pe fiecare care înțelege lucrul acesta, care se roagă acum, care, Doamne, dorește din toată inima să scape de lucruri care îl încurcă. Ajută-l să facă pașii necesari, prin Duhul Sfânt, având puterea de la Duhul Sfânt, să reziste și să fie biruitor. Doamne, ajută pe cei care încă nu cunosc scopul, pentru ce mai venim la biserică sau ce să mai fac duminica viitoare, ci să vadă, Doamne, veșnicia în față, să vadă influența care vrei să o ai în lumea aceasta, în țara aceasta, în orașul acesta, în cartierul, acolo unde stau, unde merg, unde lucrez. Doamne, ajută, Dumnezeu meu, să privim scopul care ne l-ai dat fiecare, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să privim prin Duhul Sfânt, Doamne. Umple cu Duhul Sfânt pe toți cei care încă nu au primit botezul cu Duhul Sfânt, să aibă, Doamne, această putere care o dă Duhul Sfânt, această relație personală și extraordinară. Și fă-ne, Doamne, să facem diferența. Pentru că Tu știi cel mai bine cum este posibil lucrul acesta, prin Duhul Sfânt, Doamne, împuterniciți de Tine să-ți fim martori în țara aceasta și până la marginea pământului, unde ne vei chema, unde ne vei duce, Doamne. Ajută-ne să facem diferența, căci lumea aceasta are nevoie de aceasta, Iisus. Te rugăm. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem și să spunem, Doamne, sunt creat pentru a face diferența, Doamne, fiecare, să înțeleagă lucrul acesta. Nu să am o religie, ci să fac diferența în lumea aceasta, să-L arăt pe Iisus, să arăt pe Tine, Doamne, Dumnezeule, să arăt, Doamne, posibilitățile cu Tine împreună. Te rog, Doamne, în numele Lui Iisus. Aleluia. Amin, amin.